Cu o populație de peste 350.000 de locuitori, Iașul este, înainte de toate, un important centru educațional, fiind leagănul celei mai vechi universități din țară, Alexandru Ioan Cuza, întemeiată în 1860. Peste 70.000 de studenți studiază în universitățile ieșene. Caracterul istoric, cultural și religios al orașului face ca Iașul să fie unul dintre cele mai importante centre de turism urban din România, dovada fiind cei peste 1.300.000 de turiști care îi trec anual porțile. Proiectul Palace se caracterizează prin complexitate, oportunitate și unicitate pentru România. Impactul acestui proiect este de natură economică, socială, culturală, dar mai ales asupra vieții cetățenilor din municipiul Iași. Partener al lui Julius Group, Consiliul Local Municipal este instituția abilitată pentru a hotărâ asupra celor mai bune moduri de soluționare a problemelor de interes public ale Iașului, membrii acestuia fiind organizați în comisii de specialitate. În virtutea funcției sale și în urma analizei propunerii, dar și a negocierilor ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Iași a hotărât asocierea cu Julius Group în vederea realizării proiectului Palace. Înființată în Iași în anul 1991, compania Julius Group este unul dintre cei mai importanți developeri și operatori de centre comerciale din România, cu o cifră de afaceri de 18,94 milioane de euro în 2006. Compania a construit și operat cu succes Julius Mall Iași, primul mall din estul României, cât și Julius Mall Timișoara, cel mai mare mall din vestul țării. Finalul anului 2006 surprinde compania într-o postură extrem de dinamică, Julius Group pregătind dezvoltarea trei noi proiecte, Julius Mall Cluj, programat să se deschidă în toamna acestui an, Julius Mall Suceava și, nu în ultimul rând, cel mai ambițios proiect al companiei, Palace, care își propune transformarea urbanistică a unei zone centrale din municipiul Iași, aflată în proximitatea Palatului Culturii. Proiectul Palace este un început de normalitate pentru ceea ce înseamnă dezvoltare urbană integrată. El va trebui preluat ca model pentru cât mai multe zone ale municipiului nostru. Respectând spiritul inovator ce caracterizează compania, proiectul Palace, cea mai mare investiție privată făcută vreodată în Iași, introduce pentru prima dată în România conceptul de Lifestyle Center, un ansamblu urbanistic multifuncțional deschis către natură și recreere cu o puternică componentă de utilitate publică. Obiectivul central al proiectului rămâne acela de a pune mai bine în valoare Palatul Culturii, emblema Iașului, de a ajuta prin sinergiile create la reabilitarea culturală, socială, economică, urbanistică și de mediu a zonei din proximitatea centrului istoric al orașului. Proiectul Palace este un proiect complex din punct de vedere al funcțiunilor abordate. El are în componența sa o puternică latură de utilitate publică, materializată în esență prin reorganizarea spațiilor aflate în imediata vecinătate a Palatului Culturii. Presupunând o investiție de peste 200 de milioane de euro, ansamblul urmează a fi dezvoltat pe o întindere de circa 120.000 de metri pătrați în perioada cuprinsă între semestrele 1 ale anilor 2007-2010. Cu o suprafață construită de numai 37.385 de metri pătrați și cu un parc de 44.437 de metri pătrați, proiectul promite a fi unul dintre cele mai verzi ansambluri edilitare de mari dimensiuni din România ultimilor ani.
O suprafață de 26.390 de metri pătrați va fi destinată circulației pietonale, 12.189 de metri pătrați fiind alocați altor funcțiuni. Conceptul integrează funcțional într-o structură unică în România spații de agrement și recreere, oglinzi de apă, spații pentru activități sportive, patinoar artificial, piste pentru role, skateboard, piscină, spații pentru activități culturale, anfiteatru în aer liber, spații expoziționale, galerii, locuințe colective, spații utilitare, pasaje pietonale acoperite, spații plantate, scuaruri, parcaje la sol și subterane, dar și spații destinate activităților economice, birouri, spații pentru comerț, hoteluri, restaurante, agenții de turism. Beneficii directe. Asocierea dintre Consiliul Local și Julius Group va asigura în perioada 2010-2055 un profit direct bugetului local în valoare de peste 55 de milioane de euro. Beneficii indirecte. În plus, proiectul Palace reprezintă și o sursă considerabilă de venituri adiacente la bugetele publice estimate între 2010 și 2055 la peste 100 de milioane de euro. Beneficii de interes public. Asumarea de către Julius Group a costurilor unor lucrări de interes public de mari dimensiuni vor rezulta în mod evident în creșterea directă a standardului de viață al ieșenilor astfel. Amenajarea unei parcări subterane centrale de 2570 de locuri, 33 de milioane de euro. Amenajarea grădinii publice și a spațiilor verzi, 4 milioane de euro. Alei pietonale și piațete, peste 2,6 milioane de euro. Teatru de vară cu 1500 de locuri, 174.000 de euro. Amenajarea unui nou patinoar artificial cu o perioadă extinsă de folosire, 7 luni pe an, peste 1 milion de euro. Amenajare în Parcul Copou al unui loc de joacă pentru copii, 50.000 de euro. Relocarea bazei nautice, 800.000 de euro. Relocarea terenurilor de tenis, 120.000 de euro. Modernizarea infrastructurii zonale de utilități, peste 9,6 milioane de euro. Consolidarea versanților Palatului Culturii, peste 2,5 milioane de euro. Punerea în valoare a vestigiilor arheologice, reabilitarea zonei din fața Palatului Culturii, aproximativ 1,5 milioane de euro. Beneficii sociale. La nivel social, proiectul Palace înseamnă, în primul rând, peste 3.000 de locuri de muncă temporare, create pe durata celor 3 ani de construcție, dar și peste 2.000 de locuri de muncă permanente, acesta permițând scăderea ratei șomajului în municipiul Iași, cu un procent cuprins între 10 și 20%. Valorificarea superioară a fluxurilor turistice, precum și oportunitățile de afaceri pe orizontală oferite de ansamblul Palace, vor duce la o evidentă ameliorare a gradului de dezvoltare economică a zonei. O atenție deosebită va fi acordată păstrării componentei naturale a zonei. Grădina publică, terasele înierbate și spațiile plantate vor asigura un standard ecologic superior zonei, ce va fi transformată prin creșterea numărului de arbori plantați într-un adevărat plămân verde al centrului orașului.